so fast. And I'm gonna take you traveling the world. I go love you. Salutare tuturor! Astăzi am revenit cu un nou clip și este vorba despre rutina mea minimalistă de make-up din ultima perioadă. Pentru că am investit foarte mult în tenul meu, de la tratamente la produse, și într-adevăr am reușit în ultimii 2 ani, zic eu, să am un ten care arată foarte ok nemachiat. Sunt foarte multe zile în care nu mă machiez deloc și sunt zile în care mă machiez, doar că am început chiar și în acele zile să am tot o rutină foarte minimalistă, nu foarte mult machiaj. Pur și simplu îmi place mult mai mult lucrul acesta mai natural, mai simplu. Îmi place ideea aceasta de a nu mai purta fond de ten maxim un BB cream. Într-adevăr, o să vedeți că în tutorialul de astăzi folosesc un fond de ten, dar este un fond de ten destul de lejer și o să vedeți că îl aplic cu mâna. Cumva îl întind destul de bine în așa fel încât să nu fie într-un strat foarte gros. Primul pas pe care îl fac, pentru că tocmai ce v-am zis că folosesc mâinile, este să îmi dezinfectez mâinile. Întotdeauna când mă machiez îmi dezinfectez mâinile, nu există. Mai ales că îmi place foarte mult să folosesc degetele și tocmai din acest motiv prefer să fiu sigură că totul este safe. Deja mi-am aplicat tot ce ține de skincare, inclusiv SPF, și primul produs pe care îl aplic este L'Oreal True Match Super Blendable Foundation în nuanța 2N. Și pur și simplu, nu știu dacă vedeți, cam așa îl aplic, îl masez foarte, foarte bine în ten și îl întind foarte bine, pentru că, așa cum vă spuneam, nu vreau să fie într-un strat foarte gros, dar îmi doresc să îmi uniformizeze tenul și cred că vedeți ușor diferența. Ideea este că vreau doar un ten ușor uniformizat ca și nuanță, cu un strat foarte, foarte subțire de produs pe el, nu vreau prea mult. Întotdeauna aplic și pe gât, dar tot așa îl întind foarte, foarte bine. Plus că în momentul în care vă aplicați fondul de ten, știu că sunt foarte multe fete care spun că vai, nu e bine să folosești degetele cu fondul de ten, nu este deloc adevărat. Inclusiv, vă dau un exemplu, Alexandru Abagiu folosește degetele, Lisa Eldridge, care este Dita Makeup Artistul Lancome, folosește degetele și în foarte multe tutoriale folosește degetele, tocmai pentru că dacă îți cureți și îți dezinfectezi foarte bine mâinile, căldura degetelor, practic, va topi fondul de ten foarte bine în piele. Și exact asta și fac. De obicei, la sfârșit cu degetele vin și, dacă mai simt un pic nevoia pe undeva, tapotez pentru o acoperire puțin mai mare. Ideea este că eu mi-am făcut și un scrub fix acum înainte de filmare, după care mi-am pus o mască să-mi calmeze puțin pielea, dar mai am foarte, foarte puțin roșeață. Cam așa este aplicarea fondului de ten. După care vom folosi corector foarte puțin, la fel. Folosesc Stay Naked în nuanța 30NN și pun fix 2 puncte. Așa, mă rog, 4 puncte, practic. Asta este tot ce folosesc. După care cu degetele vin și tapotez foarte, foarte bine. Este un corector destul de deschis, așa, ca și nuanță. De aceea nici nu folosesc foarte mult, în așa fel încât să pot să îl estompez foarte, foarte bine în fondul de ten. Și ce rămâne pe deget, întotdeauna trag peste pleoapă. Ideea este că acest machiaj, bine, acum mie mi-a mult mai mult pentru că și stau să vă explic, să vă arăt produsele și să o vorbesc cu voi, dar mie îmi ia maxim, maxim 10 minute să fac acest machiaj. Dacă nu vreți, de exemplu, să folosiți fond de ten, trebuie să nu folosiți fond de ten. Dacă nu aveți nevoie de corector, nu folosiți corector. Totul depinde de voi și de cât de multe produse vreți să folosiți și să știți că această rutină de make-up, deși este, chiar este super minimalistă, poate fi făcută și mai minimalist. Cum spuneam, puteți să scoateți fondul de ten dacă nu aveți nevoie, sau chiar poate și corectorul și pur și simplu să treceți direct la conturarea feții, puțin blush, mascara și ce mai urmează.
Dacă nu, de exemplu, dacă nu vreți, de exemplu, să vă conturați fața sau să folosiți blush și doar folosiți un BB cream și pudră, la fel, adică totul poate fi ajustat în funcție de preferințele voastre. Eu vă arăt cumva cum funcționează această rutină de make-up pentru mine și ce mi se pare foarte tare este că am fost la foarte multe evenimente unde, nefiind machiată sau fiind machiată așa super, super light, au venit persoane la mine și mi-au zis, mamă, arăți atât de fresh și eram gen, da, m-am machiat mai puțin. Și chiar am ajuns la concluzia că less is more, inclusiv în machiaj și nu mai sunt adepta machiajului foarte dur, foarte greoi, în niciun caz nu prea mai plac fondurile de ten cu acoperire foarte mare, poate la un eveniment, la un shooting și așa mai departe, înțeleg chestia asta, dar în rest de zi cu zi nu mai, nu, adică îmi place ideea ca pielea să respire, tenul să respire. Folosesc pudră Makeup Forever, cum se numește, Ultra HD, aceasta este, nu m-a dat pe spate, pudra asta recunosc și a făcut treaba, dar nu e cea mai wow pudră din lume, sinceră să fiu. Am folosit-o ca să o folosesc, mai ales că o aveam acolo și nu voiam să expire sau să se strice. S-a terminat și destul de repede, zic eu. Bine, dar fiind genul compactă, era destul de normal să se termine repede. Matifiază bine, nu am ce spune, dar tot Laura Mercier, sinceră să fiu, rămâne best of the best. Următorul pas este să conturăm tenul. Ce o să folosesc eu este L'Oreal Bronze to Paradise. Este, eu acum fiind iarăși deschisă la culoare, ne fiind foarte bronzată, îl folosesc pe acesta pentru că, după cum se poate vedea, după nuanță, mi-ar plăcea să... Așa. Este mult mai natural. Și cu o pensulă mare, pur și simplu vin și conturez fața super rapid. Adică nu mă chinui, nu e un contur din ăsta foarte exact, tocmai ideea este să dai puțină umbră și puțină culoare feței și cam atât. Îmi place să fac și chestia asta pe nas aici și cam așa arată. Următorul pas, blush. Mi-a scăpat blush-ul. Astăzi o să-l folosesc pe acesta de la H&M. Este în nuanța Vintage Pink. Acesta este. Și întotdeauna am început să... Ai că întotdeauna. Întotdeauna am început... Bravo, Laura! Am început să trag blush-ul destul de mult spre pomete în sus, adică nu-l mai țin doar aici, ci îl trag. Mi se pare că îți ridică foarte mult fața și întotdeauna, puțin. Și ce fac acum, pentru că am aplicat și bronzer și blush puțin aici pe nas, să-ți dă un look așa mai bronzat, este să vin cu pensula de pudră, fără să iau pudră nouă și pur și simplu să tapotez în așa fel încât să estompez foarte bine. Următorul pas, highlighter, folosesc paleta Luminis de la Catrice, pe care în curând, cred că, nu chiar în curând, dar oricum, o să încep să o termin. Combin cele două nuanțe și aplic puțin highlighter. Sunt zile în care să știți că nici măcar highlighter nu mai folosesc, dar astăzi am zis să nu vă arăt o rutină chiar prea simplă. Aplic și pe pleoapă pentru luminozitate. Bun, iar acum următorul pas este să ne facem sprâncenele. O să folosesc Goof Proof de la Benefit în nuanța 3. Îmi place foarte mult acest creion și cred că l-ați văzut deja de un milion de ori la mine. Să știți că n-am mai fost la pensa de foarte mult timp, doar mi-am mai curățat eu pe aici și pe aici. În rest am lăsat, nu știu, sprânceana mea naturală așa. Și sincer să fiu, îmi cam place lucrul acesta, adică în continuare nu simt nevoia să mă pensez. Nu știu, mi s-au mai reglat sprâncenele, s-au mai umplut, nu știu, dar este că nu mai simt nevoia de pensat. Adică mi le mai curăț eu din când în când, vă dați seama, cred că n-am mai fost de 2 luni și aproape 3 luni la pensat. Da? Nu, 2 luni jumate, 2 luni, cam așa. Mamă, eu care mă duceam fiecare lună. Da. Cred că ați observat că totul la mine oarecum s-a schimbat, în sensul de am mers și merg foarte mult către zona aceasta de natural. Părul, culoarea părului, rutina și așa mai departe.
Rezonez tot mai mult cu zona aceasta de natural, de minimalist, și, sinceră să fiu, am ajuns în acel punct în care, în loc să stau să mă machiez, nu știu, să-mi fac ceva foarte, foarte complicat, să pierd, nu știu, o oră și ceva să mă machiez. Bine, nu vorbim dacă am în continuare zile în care am chef să mă machiez, adică, nu știu, ies în oraș cu fetele, ne aranjăm, ne mai muțărim, e un eveniment, am eu chef să încerc niște produse. În continuare, lucrurile astea sunt acolo și cumva fac parte din mine. Dar mă refer că am ajuns în acel punct în care mult mai mult îmi place să am un machiaj foarte natural și foarte fresh, care chiar să-mi lase trăsăturile naturale să iasă în evidență și în loc să stau să, cum ziceam, să mă machiez o oră, prefer să mai apuc să, nu știu, să savurez cafeaua, să mă plimb mai mult dimineața sau să citesc câteva pagini dintr-o carte. Adică prefer lucrurile astea care țin oarecum, să-i zicem, de frumusețea interioară sau de echilibrul meu ca om, decât să pierd timpul cu chestii de genul. Sau prefer să am timp să-mi pun o mască, un sheet mask, sau să petrec mai mult timp pe zona de skincare decât să mă machiez. Și asta este o lecție pe care am învățat-o, că cu cât ai mai mult grijă de tine, din interior, să mănânci sănătos, să îți aplici produse bune, să găsești acele produse care îți fac bine, să-ți aplici măști, să te îngrijești efectiv. Cu cât te îngrijești mai mult și ai grijă de tine, cu atât ai nevoie de mai puțin machiaj și nu ai nevoie de fond de ten, să te ascunzi, să schimbi trăsăturile, pur și simplu începi să radiezi. Mie așa mi se pare. Bun, următorul produs este acest Eyebrow Fixing Gel de la Melchior. Își face foarte ok treaba, nu e nimic spectaculos la el, dar îmi place că mai separă așa puțin sprânceana și îi dă acel look mai aranjat, că aranjează foarte bine firele. De asta îmi place. Nu aș avea eu neapărat probleme cu firele de păr din sprânceană, de exemplu, nu știu, să plece sau să stea iurea și de aceea să am nevoie de un gel de fixare. Nu, n-are nicio legătură, ci pur și simplu îmi place că dă acest look așa mai aranjat. Bun, și acum suntem aproape gata cu machiajul nostru. O să mai iau o gură de cafea. Bun, și următorul pas este să folosesc acest creion de ochi de la Lidl, un creion de ochi maro, pe care îl aplic la baza genelor și după aceea vin cu degetul și estompez. Și îl aplic doar la baza genelor pentru că vreau să creez acest efect smoky. Același lucru îl fac și cu genele de jos. Vin așa frumos cu creionul, după care vin cu degetul. Acest creion l-am descoperit total random, ca să zic așa. Și am observat că se estompează atât de frumos și poți să creezi niște lucruri așa super smoky, atât de frumoase. Iar faptul că avem deja acel highlighter pe pleoapă ne ajută super mult. Și trag așa de el un pic, pentru că automat fiind puțin creion pe deget, va da puțină culoare și pe pleoapă. Dar vedeți, diferența arată super natural. Nu e nimic ieșit din comun, dar totuși îți definește puțin ochiul. Și fac același lucru și în partea asta. Deci, trucul ăsta cu creionul cred că îl folosesc de ani de zile și în toate tutorialele mele de smoky rapid știu că ați observat trucul, dar serios este atât de rapid să faci, mă rog, să folosești tehnica asta și îți conturezi super, super rapid. Ideea este să găsești un creion destul de cremos care poate fi foarte ușor estompat. Evident, puteți să estompați creionul dacă vă doriți și cu o pensulă, și cu un burețel, și cu un bețigaș de urechi, cum mai făceam eu înainte, dar în ultima perioadă îmi folosesc pur și simplu degetele. Bun, trecem la mascara. Am un nou truc și anume acest primer de la Max Factor. L-am primit de curând și am acest duo de primer cu mascara care mi se pare senzațional. Acesta este primerul lor Max Out Blue, este cel albastru. Când l-am văzut așa albastru m-a speriat un pic, dar funcționează wow.
Și prima dată aplic frumos primerul. Sincer, să fiu, arată drăguț și mascaraș albastru. Și am uitat să menționez, este din gama False Lash Effect. Bun. Am aplicat primerul și deja cred că vedeți că a alungit genele foarte frumos. Cât lăsăm primerul să se usuce, ce fac? Este să-mi șterg uzele de fond de ten sau pudră sau dacă mai au ceva. Iau acest creion de la Sephora, este în nuanța Copper Blush 23 și îmi conturez uzele. Ideea este să luați un creion, un roz așa sau maroniu, cam asta ar fi culoarea. După care iau lip booster-ul de la Elena Martin, care este practic un balsam de buze. Are un ușor efect de plump și un efect așa mai mentolat. Și-l aplic pe buze. Ați văzut creionul, doar am conturat buzele, nimic altceva. Dar acum masez foarte, foarte bine și ating conturul. În așa fel încât, dacă voi observați, dau și cu degetul foarte puțin pe contur, conturul începe să se topească creionul cu ajutorul balsamului de buze, se topește și ușor, ușor îți dă puțină culoare buzelor, dar rămâne acest efect de buze mai mari. Știu că de obicei în tutorial eu mereu pun buzele ultimul pas, dar acum dacă avem primer de sprâncene de gene, trebuie să lăsăm să se usuce. Bun, și acum ultimul pas în machiajul nostru este să aplicăm mascara False Lash Effect. Nu-l mai folosisem până acum. M-am îndrăgostit de el, îmi place foarte mult. Și în combinație cu acest primer este wow. Foarte negru, îți oferă volum, alungește super, super bine. Chiar că False Lash Effect. Adică, serios. Uitați-vă și voi ce genea, mi se pare wow. Îmi place mult, mult, mult de tot combinația asta și cu acel creion maro, care nu este foarte, foarte închis și ați văzut cât de frumos și cât de natural se stompează, ai cu adevărat un efect foarte voluminos al genelor și par super lungi și stufoase și cum vrei tu. Mi-am lăsat și mi-am aranjat și bretonul, mereu când mă machiez mi-l prind, tocmai pentru că, na, să-mi lase fața să... E ce faci măi aici? Să-mi lase fața liberă ca să pot să lucrez. Mă gândeam dacă să îl mai las mai lung sau să crească, dar totuși îmi place așa cum arată părul lung cu breton. În fine, aceasta este rutina mea de machiaj minimalistă. Sinceră să fiu, sunt zile în care poate nu folosesc creionul de la Lidl, acel creion maro, sunt zile în care poate nu folosesc conturul de buze, ci doar îmi aplic balsam de buze. Cum vă spuneam, totul poate fi simplificat. Important este să folosiți acele produse care funcționează pentru voi, acele tehnici care funcționează pentru voi. Eu am vrut să vă arăt cum arată machiajul meu de zi cu zi în ultima perioadă. Mi se pare un machiaj foarte natural, foarte frumos, simplu, ușor de realizat, nu mai stai să te pregătești 1000 de ani, ai timp de alte lucruri, să faci lucruri pentru tine, să te bucuri de puțină liniște, dar în același timp îți scoți în evidență trăsăturile frumoase, zic eu, pentru că ai niște buze conturate, lucioase, juicy, ochii sunt conturați, ies în evidență, dar nu exagerați, evident, puteți să puneți peste această rutină peste. Puteți să folosiți mai mult fond de ten, mai mult corector, puteți să vă faceți un cat eye, puteți să faceți un mini smokey eye așa, maroniu de zi, puteți să faceți ce vreți voi, puteți să folosiți ruj dacă vreți. Eu am vrut să vă arăt ce fac eu. Sper că v-a plăcut acest tutorial și rutina mea din ultima perioadă. Dacă aveți orice fel de întrebare, vă rog frumos să-mi scrieți în comentarii. De asemenea, vreau să-mi lăsați sugestiile voastre pentru viitoarele clipuri pe care vreți să le vedeți aici pe canalul meu de YouTube. Chiar mă interesează foarte mult părerea voastră. De asemenea, dacă nu v-ați abonat deja la acest canal și este prima oară că sunteți aici, să știți că vă invit să vă abonați și desigur să mă urmăriți și pe Instagram și TikTok, Laura Mușuroaia, iar noi ne revedem joi cu un nou clip. Pa, pa!